Mircea Geoană e un mincinos. Mincinos atunci, mincinos acum. Eu nu sunt la fel cu Mircea Geoană. Mircea Geoană îi promitea tuturor celor care voiau să-l asculte. Cum promite și acum. Promite fără să se poată opri. Promite fără să se gândească o clipă. Promite fără să-i fie rușine. Se casără pe tractoare. Se bagă sub tractoare. Transmite de acolo cu vreo 4 activiști PSD-iști în spate că numai să fie ales președinte. Îl întreb pe Mircea Geoană. Îi dă voie Marian Vanghelie să-l desemneze prim-ministru pe Klaus Iohannis dacă iese președinte? Vreau răspuns. Rușine, domnule Geoană, gata cu minciuna. Domnule Mircea Geoană, nu putem învinge împreună, pentru că dumneata i-ai învins până acum pe români, nu cu mine împreună, ci cu Traian Băsescu, cu Viorel Crevenciuc. Cer explicații domnului Mircea Geoană. Întâi și întâi să ne spună în ce a constat această întâlnire, care este adevărul în legătură cu posibila sa solicitare de sprijin din partea Moscovei. Mircea Geoană, Viorel Crevenciuc, Marian Vanghelie, Danica, ați făcut sluji un an de zile la curtea lui Băsescu și ați nenorocit România. Lați-vă la o parte. Mircea Geoană, este inacceptabil ca președinte al României, pentru că minte, pentru că n-are curaj, pentru că este tras de sfor de alții. Domnule Viorel Crevenciuc, te rog frumos, lasă-l pe Mircea Geoană să vină la confruntare electorală. Dacă nu-l lăsați să-l vadă românii, în fața mea, în fața celorlalți candidați, luați-vă păpușa și plecați acasă. Lăsați-ne cu România. Sunt în situația în care am de ales, așa cum spuneam din punctul meu de vedere, între două rele, Traian Băsescu și Mircea Geoană. Nu sunt la fel de mari, nu sunt pericole de aceeași natură pentru România, dar tot ceea ce am spus în cursul campaniei, cu acea culoare care se pune în campania electorală, rămâne valabilă. Am venit eu să vă spun azi că domnul Mircea Geoană și-a îndeplinit promisiunile electorale. Am venit eu să vă spun astăzi că era normal să meargă la Moscova și să nu știm.